Primul lagăr de concentrare din sistemul nazist, Dachau, a fost deschis în martie 1933. Până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, naziștii administrau un sistem masiv de peste 40.000 de lagăre care se întindea în toată Europa, de la granița franco-spaniolă până în teritoriile sovietice cucerite și până în sud, în Grecia și Africa de Nord. Cel mai mare număr de prizonieri erau evrei, dar indivizii au fost arestați și încarcerați din diverse motive, printre care etnia și afilierea politică. Prizonierii erau supuși unor terori inimaginabile. Din momentul în care ajungeau în lagăre, era o existență dezumanizantă care presupunea o luptă pentru supraviețuire împotriva unui sistem menit să-i anihileze. La rândul lor, gardienii făceau viața prizonierilor și mai grea. Așadar, iată cum arăta o zi din viața unui gardian nazist în lagărele de concentrare din cel de-al doilea război mondial. Viața în lagăre. În cadrul lagărelor, naziști au stabilit un sistem de identificare ierarhică, iar prizonierii au fost organizați în funcție de naționalitate și de motivele de încarcerare. Deținuții cu un statut social mai ridicat în cadrul lagărului erau adesea recompensați cu sarcini de muncă mai dezirabile, cum ar fi posturi administrative în interior, unii cum ar fi capos, sau bătrânii lagărului dețineau puterea de viață și de moarte asupra celorlalți prizonieri. Cei care se aflau mai jos pe scara socială aveau sarcini mai solicitante din punct de vedere fizic, cum ar fi munca în fabrică, mineritul și construcțiile și suferau o rată de mortalitate mult mai mare din cauza efectelor combinate ale epuizării fizice, ale raților slabe și ale tratamentului extrem de dur din partea gardienilor și a unor capus. De asemenea, prizonierii au lucrat în infirmerii, bucătării și au îndeplinit diverse alte funcții în cadrul lagărului. Condițiile de viață erau dure și extreme, dar variau foarte mult de la un lagăr la altul și se schimbau de asemenea în timp. În plus, gardienii aveau și ei un rol major în modul cum erau tratați prizonierii. Gardianul obișnuit. Diferite estimări indică faptul că garnizoana SS a lagărului de concentrare de la Auschwitz număra 700 de persoane în 1941, aproximativ 2000 în iunie 1942 și 3000 în aprilie 1944, iar aproximativ 3300 de bărbați și supraveghetori SS în august 1944. Cifra maximă a fost înregistrată la jumătatea lunii ianuarie 45 în legătură cu evacuarea finală a lagărului când acolo se aflau 4.480 de bărbați SS și 71 de supraveghetoare SS. Pe întreaga perioadă de existență a lagărului, un total de aproximativ 8.800 de bărbați SS și aproximativ 200 de femei supraveghetoare au servit în carnizoană. Datele disponibile privind educația gardienilor de la Auschwitz indică faptul că aceștia au fost relativ puțin școlarizați. 70% dintre ei aveau studii elementare, 20 1,5 studii secundare și 5,5% studii superioare. Dintre cei cu studii superioare, majoritatea erau medici sau arhitecți care lucrau în birourile de construcție SS. De asemenea, se cunoaște apartenența religioasă 556 de membri ai garnizoanei. Catolicii reprezentau cel mai mare număr, urmați de luterani. Ateii reprezentau al treilea grup cămărime. În ceea ce privește naționalitatea, cea mai mare parte a garnizoanei de la Auschwitz era formată din germani care dețineau cetățenia germană. De asemenea, acolo se aflau și oameni SS de etnie germană care deținuseră anterior cetățenia în țările ocupate sau în țările satelite ale celui de-al treilea Reich, precum România, Slovacia și Ungaria. Procentul de astfel de soldați în garnizoana de la Auschwitz a crescut constant, apoi a scăzut în 44 pe măsură ce soldați mai în vârstă au fost staționați acolo. Supervizorii SS de sex feminin. Femeile au început să fie detașate la Auschwitz în 1942. Acest lucru a fost legat în primul rând de crearea lagărului pentru femei, dar și din cauza deficitului de personal cauzat de repartizarea bărbaților SS pe frontul de est. Supraveghetoarele de lagăr nu făceau parte din SS o formațiune exclusiv masculină. Solicitantele semnau contracte de muncă cu unitatea SS staționată într-un anumit lagăr. Odată ce contractele intrau în vigoare, acestea erau numărate printre membrii suitei SS la datorie și sub supravegherea disciplinară a comandantului lagărului. Femeile au servit de asemenea la Auschwitz ca operator radio în biroul de comunicație al lagărului acestea erau denumite auxiliare SS. Acestea erau un grup relativ mic. De asemenea, asistentele de la Crucea Roșie germane care lucrau în serviciul medical pentru bărbații SS constituiau o a treia categorie. Gardienii alegeau o soartă prizonierilor. Jackie Handali și Rita Weiss au supraviețuit transportului și încarcerării la Auschwitz. Experiențele lor de selecție au fost similare. Fiecare dintre ele au descris un proces rapid, metodic, conceput pentru a crea cât mai multă conformitate posibilă. Deportații au fost scoși cu forța din vagoanele de marfă, li s-a spus să-și lase bagajele și au fost rapid separați în funcție de sex. Medicii SS puneau grupurile să formeze câte un rând și începeau să separe rândurile prin mișcarea indivizilor la stânga sau la dreapta. Stânga însemna moarte în camera de gazare, iar dreapta însemna repartizarea la un detașament de muncă în lagăr. Până în 1944, când transporturile masive au fost procesate 24 de ore pe zi, trenurile erau golite de obicei în mijlocul nopții sau dimineața de vreme, momentul fiind menit să dezorienteze victimele cât mai mult posibil. Rezistența sau punerea sub semnul întrebării autorității era întâmpinată cu atacuri cu biciul, cu fundul puștii și cu câini. Copiii și rudele erau separați cu forța și rapid adesea familiile neștiind ce s-a întâmplat cu cei dragi până mult mai târziu. O femeie care a refuzat să își dea copilul unui gardian al lagărului a fost trimisă în camera de gazare cu copilul în brațe. Hrana gardienilor, Mâncarea era importantă pentru naziști. Un stat sănătos și puternic avea nevoie de corpuri sănătoase și puternice, iar o dietă adecvată era adesea considerată a fi cheia forței corporale. Nutriționiștii naziști au atacat frontal consumul excesiv de carne, dulciuri și grăsime ale germanilor și au pledat pentru revenire la alimente mult mai naturale, cum ar fi cereale, fructe proaspete și legume. Accentul pus pe puritatea corpului și pe vindecarea naturală a fost una din sursele de interes. Liderii naziști își doreau oameni mașini duri, slabi, performanți, o Dieta adecvată ar reduce incidența unor afecțiuni precum cancer, bolile de inimă, dar ar crește și productivitatea muncii, performanța și musculatura militară. Mai mult, acesta ar fi contribuit la efortul regimului de a elibera Germania de dependența față de importurile de alimente din străinătate, deloc neglijabil al campaniei de independență economică a Partidului Nazist. Zilele în lagăre. Ziua începea de obicei între 4 și 4.30 dimineața, când prizonierii erau treziți în barăcile lor. Deținuții aveau apoi între 30 și 45 de minute pentru a folosi toaleta, a se îmbrăca, a-și face patul, a curăța barăcile și a lua micul dejun. Toaletele și spălătoriile erau împărțite de până la 2000 de deținuți. Oricine îndeplinea aceste sarci în se confrunta cu pedepsa din partea gardienilor. Deținuții se aliniau apoi pentru apelul de dimineață înregistrarea tuturor deținuților din lagăr, iar prizonierii erau numărați de două ori, iar orice discrepa însemna că erau numărați din nou. Acest lucru însemna că apelul de dimineață putea dura ore întregi. În tot acest timp, prizonierii trebuiau să stea afară, adesea pe o vreme extremă. Orice prizonier care se prăbușea sau era găsit dispărut era bătut, torturat sau executat. După ce apelul se încheia și răsărea soarele, prizonierii plecau la muncă. Tipul de muncă desfășurată varia de la un lagăr la altul. De obicei, prizonierii erau forțați de gardien să meargă pe jos până la fiecare loc de muncă. Lungimea acestor călătorii varia de la câteva sute de metri până la câțiva kilometri. Deținuții erau adesea forțați să cânte cântece denigratoare despre ei înșiși sau despre alții din lagăre de-a lungul drumului pentru amuzamentul ofițerilor naziști. În ciuda epuizării pure pe care mulți o simțeau în urma a malnutriției și a rutinelor menținerea vitezei de marș era esențială. Cei care rămâneau în urmă erau supuși unor pedepse și torturi severe. La prânz, prizonieri erau uneori forțați să mărșăluiască înapoi pentru apelul de la prânz și pentru a-și lua prânzul. Munca se termina de obicei la 17 sau 18 în fiecare zi sau la apusul soarelui în timpul iernii. După terminarea muncii, prizonieri erau conduși înapoi în lagăr pentru a participa la apelul de seară. Cei care au murit în timpul zilei erau de asemenea duși la apelul nominal pentru a fi numărați. Acest lucru din nou putea dura ore întregi din cauza inexactităților și a bătăilor. De asemenea, apelul nominal era uneori prelungit pentru perioade lungi de timp ca formă de vedeapsă. După încheierea apelului de seară, prizonierii erau trimiși înapoi în barăcile lor, unde aveau timp liber. Unii prizonieri foloseau această perioadă pentru a face troc între ei pentru a obține hrană suplimentară sau pentru a-și repara hainele. Alții epuizați se retrăgeau pur și simplu în pat. La ora 21, luminile erau stinse, iar deținuții trebuiau să doarmă la fel și gardienii care se pregăteau pentru următoarea zi. Gardienii au probleme până și azi. În luna iunie anului 2022, un tribunal german a condamnat la 5 ani de închisoare un fost gardian al unui lagăr de concentrare nazist în vârstă de 101 ani, cea mai în vârstă persoană judecată până în prezent pentru complicitate la crime de război în timpul Holocaustului. Joseph Schötz a fost găsit vinovat de complicitate la crimă în timp ce lucra ca gardian de închisoare în lagărul din Oranienburg, la nord de Berlin, între 42 și 45. Pensionarul, care locuiește în prezent în Brandenburg, se declarase nevinovat, afirmând că nu a făcut absolut nimic și că nu a fost la curent cu crimele îngrozitoare care se comiteau în lagăr. Nu știu de ce m-a aflu aici, a declarat el la finalul procesului său. Dar, Procurorii au declarat că a participat cu bună știință și de bună voie la uciderea a 3518 prizonieri din lagăr și au cerut ca el să fie pedepsit cu 5 ani după gratii. În cadrul procesului, care a început în octombrie 2021, Schwetz a declarat că a lucrat ca muncitor agricol în apropiere de Passewalk, în nord-estul Germaniei, în perioada în cauză. Cu toate acestea instanța a considerat că s-a dovedit că a lucrat în lagărul de la periferia Berlinului între 42 și 45 ca membru în rulat al aripii paramilitare a partidului nazist. El avea 21 de ani la acea vreme, iar în ciuda condamnării sale era foarte puțin probabil ca el să fie pus după grate, având în vedere vârsta sa. Procurorii își bazaseră cazul pe documente referitoare la un gardian cu numele bărbatului, data și locul de naștere, precum și pe alte documente. Gardienii naziști erau cruzi, duri și nu aveau nici cel mai mic strop de empatie față de deținuții lor, după cum am văzut, băteau prizonierii, torturau și făceau la propriu să-și regrete zilele. Acesta a fost episodul nostru, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!